Un reputat virusolog român în Statele Unite îi cere demisia lui Alexandru Rafila. Cristiana Petrei, profesor de boli infecțioase și microbiologie la Facultatea de Medicină și la Școala Doctorală de Sănătate Publică a Unității, Universității Pittsburgh, i-a adus Ministrului Sănătății acuzații grave, dar și critici legate de gestionarea pandemiei în țară. Medicul Cristiana Petrei spune că s-a înșelat când l-a comparat pe ministrul Rafila cu Gilderoy Lockhart, personaj fictiv creat de autoarea celebrei serii de romane Harry Potter. Știți ce s-a schimbat în politicile sanitare ale României între valul 4 și valul 5? De pe peretele Ministerului Sănătății au fost date jos toate portretele foștilor miniștri. Știți de ce? Pentru că eu sunt un prost și zilele trecute n-am realizat ce aveam limpede în fața ochilor. L-am comparat pe ministrul Rafila cu Gilroy Lockhart. Am greșit. Atunci când comunitatea vrăjitorilor se afla în pericol de moarte, cel care a contribuit decisiv la ascensiunea lui Voldemort n-a fost Lockhart, ci Cornelius Fudge ministrul complet incompetent și inconștient care a negat resuscitarea lui Voldemort până când acela i s-a arătat în carne și oase în ministerul pe care îl conducea și a făcut ferfeniță portretul. Îmi și închipui Ministerul Sănătății cu un banner imens al superspecialistului Alexandru Rafila luptând cu pandemia în plin val 5, pe care l-a negat până când acela va veni ca un tsunami. Da, fără doar și poate, Rafila este de fapt Cornelius Fudge. Nu credeți? A scris a Petrei pe pagina sa de Facebook. Specialistul face aceste afirmații aducând în atenție declarațiile ministrului legate de campania de vaccinare, care nu a făcut niciun progres de când e acesta la conducerea ministerului. Cristiana Petrei spune că până atunci va veni și va trece valul 5 în care, datorită marii transmisibilități, virusului, va găsi pe toți susceptibilii aflați la risc, care vor supra-solicita din nou sistemul și care vor muri datorită unei combinații de impostură, incompetență și prostie a celor care ar fi trebuit să-i protejeze. În postare, medicul face trimitere la controversatul film Don't Look Up, apoi îi cere demisia lui Rafila. Știți cât timp este necesar pentru producerea de masă, adică de miliarde de doze a unui vaccin convențional? vreo 2 ani, adică vreo 5 variante virale complet noi. De ce nu le spuneți celor pentru care faceți aceste declarații descrierate toate lucrurile astea? De ce nu le spuneți celor pentru care vorbiți că tratamentele sunt eficiente doar într-o fereastră de timp extrem de îngustă? pe care cei mai mulți nu o prind pentru că vin prea târziu la spital. Eu mă uit la ce spuneți și mă întreb, oare chiar am înnebunit? Ori am intrat full throttle in don't look up? Poate nu știți toate lucrurile astea și atunci cea mai onorabilă soluție este o demisie imediată care va împiedica să vă mai faceți de râs în halul ăsta în continuare.